Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. A venit nou update, hai să începem cu chesturile. Avem un silver chest aici. Să nu uităm și în special offer. Bun, avem acest Legendary Area Value Pack, care costă o grămadă de bani și te aduce două chesturi foarte interesante, un Legendary Chest și un Magical Chest, cred, plus o grămadă de tokenuri, key pentru deschidere și o tonă de gold, 150.000. Bun, hai să ne uităm acum în tier și avem 30 de reward-uri. Vedem că s-a schimbat distribuția trofeelor și începem de aici cu 2500 de gold. Avem un Magical Chest cu o grămadă de cărți. Ok, avem și 8 pack-a mare. Mergem mai departe. Avem comune, un Lightning Chest. Ne-au picat acolo două epice. Avem aici 10 rare. Din nou gold. Ce valoare ciudată, 2750 de gold. Bun, avem de ales între... O să luăm până la urmă Electro Giant-ul. Să luăm 3000 de gold. Avem un Magical Chest, un Epic Chest de fapt, cu Executioner, Tornado, avem Prince, Electro Giant. Ok, din nou wildcard-uri. Avem din nou gold. Epice nu prea contează. De fapt, rare erau. Cu un emote pe care l-aveam oricum. Ok, avem de ales dintre două maxate, Menon Gold și Star Points, din nou gold. Avem aici un Magical Chest, nu știu sigur, 4200 de gold, wildcard comun, rar, wildcard epic, ok. Un wildcard legendar și de avem de ales acum între cărți, la comune și la rare nu prea ne interesează și să vedem ce epice ne pică. Ok, luăm bowlerul. Bun, este deja maxabil și avem și extra și două legendare. O să luăm Mother Witch-ul și îl vom putea upgrada. Bun, mergem mai departe. Am impresia că e un bug, pentru că am primit o grămadă de reward-uri și nu sunt sigur dacă așa trebuia, dar e ok. Avem din nou gold, avem aici de ales dintre rare, din nou gold, 5 wildcard-uri epice, un giant chest, night bomber, ok. Din nou comune. Și ajungem aproape de valoarea maximă. Un emote nou. Ăsta chiar nu-l aveam. Din nou gold. Mai avem aici... ok, nu prea contează. Mai departe, 4500 de gold. Luăm executionerul. Încă un legendary. Și am ajuns la zi. Bun, 5001 trofee avem după reset și vedem că urmează alte reward-uri interesante. La partea nouă e că avem 4 pe arenă, înainte aveam doar 3 și avem practic din 50 în 50 de trofee un nou reward. Practic la 2 win-uri putem ajunge la un reward și vin reward-uri din ce în ce mai bune până la ultima arenă, care este, vedem, oresc e aceeași, Champion și Ultimate Champion. Da, și ultimul reward este acum acest coin cu care putem upgrada instant o, practic valorează 100.000 de gold. Bun. Ok, hai să ne uităm
în inventory și am strâns o grămadă de Magic carduri pe care am pe cele comune și rare nu avem la ce să le folosim momentan, însă cele legendare și epice le vom putea utiliza la upgradarea unor cărți noi. Bun, și că tot suntem aici, hai să vedem. Aveam Bowlerul Barcă la cu număr maxim de cărți și îl putem upgrada. Ok, îl ducem și pe el în level maxim. O să-i dăm și cu Star Points. Și mai avem 72.000 de gold. A început și War-ul. Vedem că avem și aici câteva schimbări interesante. Hai să vedem ce se întâmplă. Ok. Bun. Da, nu va fi cazul să nu terminăm week-ul. Și... bun. Terminăm War-ul pe locul întâi. War-ul precedent. Da, și acum vedem că va fi un alt sistem de luptă în care vom primi puncte și pentru defensuri și poți acum chiar să alegi unde să spui defensul, mai sus, mai jos. Hai să vedem. Avem acest defens pregătit de ceva timp și ok, vom primi 11, dacă defensul reușește, dacă nu reușește să ne dorme toate cele 3 turnuri, se vor adăuga 4 În rest, War-ul pare destul de similar, cu duel și două tipuri de battle-uri. Hai să vedem, aici s-a mai schimbat ceva, nu avem în continuare 3 ligi, reward-urile sunt la fel și regulile arată similar. Bun. Avem și un challenge nou în care am putea deja să dăm un match. Hai să vedem cum ne descurcăm. Să luăm Rascal și o să iau Fireball-ul, Racheta și Skeletonii cei mici. Sper să avem counter la Skeleton Army. Să începem cu Lava Hound-ul. Și ar trebui să punem Rascal și plus Skeletonii pentru Giant Goblin. Bun, ar trebui și un counter aici pentru Zephyz. Spun Battle Healer-ul. Da, slăbuț acest atac. Nu reușim mare lucru. Cu toate astea o să trimit Hog-ul. Sperăm că va ajunge pe turn și reușim ceva hituri acolo. Să pun și Witch-ul. Da, și ieșim destul de bine din acest atac. O să dau și un Fireball aici. Da, luăm mai mult de jumate din turn. Poate chiar reușim să-l doborăm. Vedem acolo ce fac Skeletonii. Și cu o rachetă turnul va fi distrus. Bun, hai să trimitem din nou Rascal și vă trimitem pe partea stângă să ne protejăm turnul. Voi pune și Lava Hound-ul ca tank sau mai degrabă Battle Healer-ul. Să trimitem Hog-ul pe dreapta. Ok. Punem
Ce greșeală am făcut acolo. Da, dăm un fireball și cred că rezolvăm situația cât de cât. Da, ne-am luat destul de mult damage. Da, am pus din greșeală scheletonii și am pierdut puțin elixir. Să trimitem din nou lava hand-ul. O să punem și rascăl și undeva în spate. Și vom trimite și witch-ul. Okay, punem și scheletonii aici. Punem din nou healer-ul. A, ne luăm damage destul de rău. Trimitem din nou lava hound-ul. Punem rascal și îmi spun și witch în partea dreaptă. Suntem pe punctul de a pierde acest match. Toate astea încercăm să nu facem asta. Să punem rascal și aici. Punem din nou witch-ul și trebuie să câștigăm meciul. Destul de multe emoții la acest meci. Bun, am jucat în challenge. Ne luăm primul reward. Avem aici un common token. Și hai să ne întoarcem în meniul principal, să vedem dacă mai avem ceva de upgradat. Da, mai era acea legendară Mother Witch-ul parcă, pe care o putem duce la level 11. Sau putem crește Hunter-ul la level maxim cu 48 de wildcard-uri. Da, am putea face asta, dar nu avem încă suficient gold. Așa că vom crește Mother Witch-ul. Și astfel avem toate legendarele, toate cărțile la minim level 11. Bun, o să dăm și un match în arenă, înainte de a încheia acest episod. Bun, începem cu arcașele din spate. Spunem Tesla în centru pentru defense. Da, și a pus un golem. Schimbăm un pic planul, începem cu Valkyria din spate, spunem și Tesla, dar așteptăm să se mai apropie. Are acolo și un Night Witch, care vom da o rachetă, sper să mai pun o trupă. Da, era bine dacă îi prindeam și Baby Dragon-ul. Să dăm aici un Arrows. Da, probabil o să ne luăm câteva hituri pe turn. Dar nu e deloc rău. Hai să vedem cum gândim următorul atac. Să începem din nou cu arcașele din spate. Să le pun undeva în partea stângă. Ok, trimite mini pe caun. Să pun și Valkyria. Să pun aici la pod. Bun, și ar trebui să folosim frizul cu... Da, pus Mega Knight-ul. Da, nici nu știu cum să jucăm aici, spun și arcașele. Da, și reușim să echilibrăm cât de cât scorul. Chiar luăm un mic avans. Să începem din nou cu mini P.E.K.K.A. Sau am putea... Să vedem dacă putem să dă rachetă pe turn. Dacă ar fi pus și Night Witch-ul, am fi încercat să-i prindem 3 trupe dintr-o lovitură. Da, era bine dacă targetam și...
trimitem aici Hogul, să dăm un Eros pe trupe. Da, ieșim binișor din acest atac. Ok, să trimitem... Nu, rămânem fără net. Oh, s-ar putea să pierdem... Să pierdem meciul. Să punem... Bun, îi prindem aici 3 trupe. Punem și Valkyra. Peca. Punem arcașele. Bun, trimitem Hogu. Și poate cu un friz vom reuși să-i doborâm turnul. Hai să vedem. Are nevoie de vreo 5 hituri acolo Hogul. Încercăm direct cu rachetă. Trebuie să ajungă racheta înainte de să primim damage suficient încât să ne doboare turnul. Bun, obținem prima victorie și în arenă după acest update. Și mă urcăm un pic în trophy road. La următoarea victorie vom lua încă 250 de common wildcard-uri. După care probabil se vor transforma în gol, pentru că vedem deja avem aproape de maxim. Bun. Avem și star points. Hai să mai facem o carte de star 2 și să vedem care va fi aceasta. O să facem golemul. O să facem golemul care va fi total auriu după acest upgrade. Bun, îl facem de star 2. Avem și noua carte care va apărea în acest sezon și cred că va fi deblocată printr-un challenge, probabil următorul. Da. Aici va putea fi deblocată și după acest punct va putea pica în chesturi și challenge-uri. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.